marți, consilieri, începem ședința a trei comisii. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești de Țubacău a încetării de drept a unui mandat de consilier. Comisia de urbanism, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, vă rog să spunem la vot cine este de acord. Vorbim, vă rog să ați ceva împunat. Comisia juridică. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică. Dacă nu sunt întrebări și probleme, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești de Turbacău. Comisia de urbanism, dacă aveți să ne clarități, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține ceva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă nu sunt alte modificări, întrebări și nelămuriri, vă rog să votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Nu are avizit pe comisie. 8. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării clubului sportiv municipal Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări, imaginea proiectului. Da. Știu dacă sunt comisie. Da. O să revin eu la Comisia de Urbanism. Din fiecare comisie, câte un reprezentant? Vă rog să propuneți un reprezentant în Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal. Și-ar fi bine să fie și cele trei formații organe de la Consiliul. Da. Propuneți președinte. Poate chiar președinții comisiei. Dacă îi numesc eu, domnul, lasă, nu mă bați la ieșire. Deci e democratic recomandarea domnului primar, ca să nu existe dubii, să fie... Asta zic președinții, să dau o singură. Da, una pentru... Da? Noi gândim voi. Și pentru ceilalți. Da, haideți, propune domnului. Pe domnul Ienea Indian. Deci propunerea domnului consilier. Vă rog să... O să punem la vot. Cine este de acord? Împotrivă, se abține și vă mulțumesc. Comisia juridică. Și Comisia juridică îți fac o propunere. Trei propuneri. Fiecare comisie. Propun pe cine va vrea. Domnul Paloșan. Domnul Meria. Da. E foarte bine. Hai mai puțin. Să-l punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, se apără cineva, votat domnul Paloșan. Și hai să vedem și la Comisia Economică pe cine propune și cel mai sportiv dintre noi să facă parte din acest Consiliu. Vă rog, nu vă forțați pe mine să vă dau dreptul la replică, cum se asumați. Dacă aș fi să nu pot. Așa că din cadrul Comisiei Economice faci o propunere nouă. Dacă vreți neapărat să nominalizezi, eu fac o nominalizez la... Astăzi. Deci... Nominalizarea sau propunerea dumneavoastră. Da.
dosar la comisie. Dacă nu sunt și alte propuneri, o să vă rog să supuneți la vot cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin anile în municipiul Bacău. Pot să vă informez că azi dimineață la 8:30 a sosit aici în oraș directorul ANL pe România, directorul tehnic. Am vizitat șantierul. Dumnealui spune că termen de finalizare luna octombrie, adică recepție. Asta impune pe lângă ceea ce fac dumnealor construcția în sine, să realizăm și noi partea de exterior, branșamente, lumină, apă, gaze și cealaltă de sistematizare a spațiilor verzi și aleilor de acces. Cred că sunt în grafic, dacă luna octombrie va fi, asta e un plus pentru noi și pentru cei care astăzi vor fi votați în lista de priorități. Mulțumim tare mult! Și pentru școala Tristan Țărai este foarte important termenul de finalizare spre octombrie. Comisia de urbanism, dacă nu aveți ceva de clarități, dacă nu spunem proiectul de vot, cine este pentru, împotrivă, dacă sunt ceva mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu atunci o punem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă nu sunt nelămuriți, întrebări, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier asupra peței 2 hectare teren pădurit, situat în punctul Lucrecioaia de al Cusoiu, în municipiul Moinești de Subacău. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări. Dacă nu spune proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține și nu mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Comisia economică, dacă nu sunt întrebări sau nelămuriri, vă rog să votăm cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Domnul consilier Ilie, nu votați? Da. Da. Aprobat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt clarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1-2019 în municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități, dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Aș avea la istorie câteva probleme. Am citit materialul și la punctul 2 am văzut că biletul va fi 30 de lei. Se poate pune 50 de lei și suma se mai poate reduce acolo care se dă în doamna Polina Chiriac. Eu cred că este destul de convenabil 50 de lei de bilet. Haideți să vă spunem de ce este biletul 30 de lei. Prețul solicitat de Corina Chiria, de la urmă discuții cu dumneavoastră, ar acoperi cu 30 de lei suma solicitată de dumneavoastră. După cum știți, în cultură și sport nu prea solicităm profit, ci vrem să aducem cetățenilor și spectacole și evenimente de toate din toată area, de orice natură.
Astfel, dacă suma negociată cu dumneaei se încadrează în acest bilet, vă pot spune că anul trecut a fost cu Ego, tot într-un concert dedicat Zilei Internaționale a Femeii. S-au vândut toate biletele, s-a acoperit suma, am plătit celelalte taxe de compozitor de ce post și așadar, cred că pentru a avea sala plină, e necesar să acoperim suma solicitată, nu să ne rămână bani. O altă problemă, vreau aici la Dada. Eu am participat la filmul ăla, care, sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc. Nu știu cât bani s-a dat pe filmul ăla. Dar, în schimb, mi-a plăcut foarte mult în anii anteriori, cu modul cum domnul Găsea a organizat acea expoziție la clubul elevilor. Ne-au participat elevii cu anumite opere, în alte de la Isma. Și aș fi mai de acord decât să dea niște bani de asemenea filme, care și sala a fost aproape goală. Mai bine să fac o echipă. Care film ziceți? Anul trecut a fost? Anul trecut, da. A fost la festivalul de film finanțat de Ministerul Culturii și a fost 3 zile de film la care s-a ținut la centenar. Da, da. La Tristan Țara n-am avut. Nu a fost un film prea... Da, nu, nu ăla. Au fost 3 zile. Unul va plăcut dumneavoastră. Dacă mai veneau și copii acolo, nu prea era un film. Este vorba de festivalul de film care a avut loc în luna noiembrie, dedicat centenarului cu finanțare de la Ministerul Culturii. La Tristan Țara, expoziții de pictură, teatru, vizita celor edificați din... Din Germania, dar n-are niciun film, să știți. Acum este intenția ceva, avantgardist, niște punct de filme, documentare, istorie. Da, măcar să vedea, trebuia să vadă cineva înainte și după aia să-l dubuleze, știți? Sincer să vă spun, eu eram, am aprobat la Leo data trecută, am fost de acord cu el, dar sunt o mulțime de bani care în fiecare an îi dăm la Leo. Eu aș propune ca să mai fac raliul ăsta și nouă de parte Moldova și din când în când, așa, 3 ani, 4 ani, când mai trage și la noi. Oare după ce facem și noi hotelul, facem, să avem un încazat. Așa, eu nu sunt de acord cu raliul. Da, eu vă răspund pentru că eu sunt inițiatorul acestui proiect de hotărâre și vă spun că este unul din cel mai mare eveniment al municipiului Măinești, cel mai promovat. Și dacă anul trecut au fost din Turcia, din Ungaria, aici concurența noastră vor fi mai mulți, după câte a anunțat organizatorul. Ne dorim un traseu nou, ne dorim cât mai mulți prezenți în oraș și ați văzut pe centrul orașului atunci când este această ediție la Măinești, cam cum este popular centrul și cam câtă lume vizitează atunci orașul. Asta este intenția noastră, nu de a arunca banii, ci de a promova municipiul Măinești, de a organiza evenimente plăcute cetățenilor și pe care la care participă. Chiar am văzut foarte mult, atât în centru, cât și pe zona traseului de Ermești. Și difuzat în direct la TVR3 și TVR1. Dacă nu mă știu, e probă în ce spui? Da, renunțarea la participare. Eu zic că e un lucru frumos pentru Măinești, apare acum și am întâlnit la București, la diferite întâlniri, cetățeni care au urmărit și au felicitat pentru că au cunoscut că la Măinești sunt, într-adevăr, evenimente dorite de cetățeni. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnul primar. Mai sunt la Comisia Juridică discuții. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă mai sunt și alte întrebări sau neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiului Măinești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2019. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă aveți întrebări, ne-a lămurit legat de acest proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțin? Nu. Mulțumesc.
proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență persoanelor victime ale violenței domestice cu domiciliu de rază administrativ teritorial al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții sau întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Pentru. Dacă ține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Comisia economică, dacă sunt clarități, întrebări. Dacă nu vreau să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta centrului rezidențial de persoane vârstnice din cadrul complexului de servicii sociale Moinești. Să știți că am venit cu acest proiect de hotărâre pentru nu pentru a mări încasarea la bugetul local, ci pentru a reduce cheltuielile la acest centru, pentru că toate serviciile s-au scumpit, toate materialele, toate salariile au fost majorate de-a lungul timpului, de când l-am deschis nu am mai majorat, acum de 2 ani a fost o majorare. Centrele din apropierea municipiului Moinești, respectiv Măgirești, celălalt centru, au o taxă mult mai mare decât cea care o propun eu astăzi, dar trebuie să reducem și noi din cheltuieli. De aceea vă supun aprobării dumneavoastră eșalonat aceste taxe, pentru că e în funcție de gradul de invaliditate a celor care sunt îngrijiți la acest centru. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru, împotrivă, de absolut ceva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat. Comisia economică, dacă sunt legalități sau întrebări, comisia. Cei internați în acest centru sunt gratuit sau banii ăștia de... Nu. La Consiliul Local, toți cei care sunt internați au un contract. În baza acelui contract, plătesc o taxă lunară. Această taxă este a lor, din bugetul dumnealor, dar pe lângă aceasta, primăria mai face alte cheltuieli. Pentru îngrijirea unui asistat acolo, ajunge undeva la 2500-2600, da? Pentru unii depășește suma, dar au medii cam 2500 de lei pe lună, ușor. De beneficiat. Aceasta neinclus sunt cheltuieli personale. Neinclus. Vă spun că din bugetul local, ca să nu mai fie nu-i niciun secret, nu? S-au cheltuit anul trecut 850.000 pentru acest centru. Drept este că în acel centru mai este și acea credință socială cu 25 de copii. Deci 850.000 pe lângă ce au plătit beneficiarii, cei 29-30. Fructuiază când funcții de ce se și retrage. Ei, intenția a fost să mai reducem din această sumă, care nu cred să reduce mult, că și prețul de acest lucru. La Măgirești și 2300. Care suport pe internat. Da. Haideți să facem ceva și pentru cei în vârstă, am zis nici chiar acolo. Dacă mai sunt și alte întrebări sau nelămuriri, dacă nu vă rog să supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 08-12-2017 pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate și a avizelor de amplasament și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești. De ce modificarea? Există acest regulament pentru eliberarea autorizațiilor, dar în momentul de față, odată cu trecerea plății gunoiului pe cantitate pe fiecare localitate, primăria va încasa acea taxă care am aprobat-o data trecută și de la agenții economici. Pentru aceasta, agenții economici sunt obligați ca în termen de 10 zile de la înștiințare, ceea ce se va întâmpla de, probabil de mâine sau de luni încolo, vor trebui să depună o declarație pe propria răspundere cu un extras de revisal în ceea ce privește numărul de salariați. Pentru a determina ca acești agenți economici să vină și să-și țină la zi această evidență,
e nevoie de o măsură, aceea de a suspendarea autorizației în cazul în care în cele 10 zile, ca și termen, nu vor depune această declarație. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotriva, se abțin și eu, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, poftiți, domnule. Da, deci, pe lângă declarația și cu Revisalu, de la începutul anului, plătesc că în cursul anului se fac angajări și din o dată. Trebuie să, să fie obligat administratorul să declare în termen de 5 zile, plănuiesc eu, adresa când se angajează sau iese cineva din în adresa de înaintare pe care o dăm agentului economic, orice modificare să o comunice în termenul cel mai scurt și se va modifica în, pentru că unul pleacă, altul demisionează, altul sunt în plăcere ca să o mulțumim, doamna. Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă mai aveți declarități, întrebări, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 29 din 07.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al municipiului Mânești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Ceva precizări. Trăim cu toții iar o perioadă destul de dificilă în municipiul Mânești, încurajată de unii care nu sunt măcar informați de ce suntem în această situație. Dar vă spun că fac toate eforturile și eu și colegii mei pentru a readuce la normal această situație și pentru a intra într-o normalitate în ceea ce privește această colectare selectivă și plata pe cantitate. Vă spun că am făcut nenumărate drumuri la Bacău și de două ori într-o zi la instituția prefectului, la Consiliul Județean, la ADIS, pentru a debloca situația și a venit la a veni în teren mașinile să ridice gunoiul din Moinești. Iată că nici astăzi nu s-a întâmplat, dar după ultimele două zile de discuții am ajuns la înțelegerea să vă propun modificarea acestei hotărâri de Consiliu pentru a scoate din acel punct cei 100 de mii de lei de plată lunar cu posibilitatea de a plăti sume mai mari în cazul în care bugetul va permite acest lucru. Mai mult decât atât, pentru perioada când nu s-a lucrat în municipiul Moinești, în noiembrie, decembrie și jumătate din ianuarie 2018, e în discuție o sumă de 504.000 de lei și ați văzut acolo că am menționat-o ca și presupusă datorie, dar va fi plătită doar în cazul în care se va pronunța instanța de judecată și este obligată primăria să facă acest lucru. După ședința de Consiliu și v-aș ruga, dacă se poate să discutăm acest punct la începutul ședinței în plen, pentru a transmite ADIS și Prefecturii Bacău această hotărâre, pentru că există promisiunea că vor veni, începând de mâine, mașinile Rompres să ridice gunoiul din oraș. Până nu le văd la lucru, parcă nu mai cred. Dar vă rog să aprobăm acest proiect de hotărâre așa cum, prioritatea așa cum l-am propus, pentru că este acceptat și de cei de la ADIS și urmează să-l trimită la EcoSud și la Romprest și în speranța că vom debloca și trece la o colectare a deșeurilor selectiv prin implicarea noastră a primăriei și a aparatului de lucru a dumneavoastră a consilierilor locali. Este foarte important ca de aici încolo, după ce se transportă această cantitate, să igienizăm un pic platformele, să mergem în teren cu cei din aparatul de lucru, dar foarte important și pentru noi, cei care astăzi suntem consilieri, cei care conduc instituțiile publice, domnul director de școli, de la spital, de oriunde, să înțelegem odată că e bine să trecem la o colectare selectivă, să reducem cantitatea de deșeu menajer, cu cât această cantitate va fi mai mică, cu atât suma de plată către ADIS va fi mai mică. Mulțumesc mult, domnule. Comisia de urbanism, dacă mai aveți ceva declarități, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Dar ține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
votată. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot validarea proiectului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu, mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Fundația Verdul Nou, Elveția. Este vorba de acea învelopare a clădirii fostă protopopiat la, la Sfântul Gheorghe, unde desfășoară activitatea și parteneriatul cu UNICEF-ul, unde se desfășoară școlile de vară. Dacă o să financeze materialele, noi o să ne ocupăm de mână. Mulțumim. Comisia de Oclarități, dacă aveți declarități, întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se apune cineva. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Comisia economică, dacă sunt declarități, întrebări, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Stimați consilieri, ședința pe comisie va fi și. Doamnelor și domnilor consilieri, în continuare ședința lor comisie de specialitatea de Consiliul Local al Municipiului Moinești, dorulăm ședința de pe convocația astăzi, în 14.2019, prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, 128/2019, cu respectarea articolului 39, alineatul 1, din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, republicată prin modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezentul număr de 18 de consilieri din cei 19 realizați în funcție. Având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și dispozițiile legislative 215/2001, la începutul fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Local, avem obligația supunerii la vot a conținutului procedelor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din lunile anterioare. Pentru aprobarea celor trei procese verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna ianuarie și începutul lunii februarie, consult plenul dacă există completări sau modificări asupra conținutului acestuia față de conținutul publicat pe site-ul instituției. Ne fiind obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 22 ianuarie 2018. Cine este pentru? 19. Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitatea de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din luna ianuarie 2019. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 31 aprilie 2019. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitatea de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal din 31 aprilie 2019. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 7 februarie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitatea de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței din 7 februarie 2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Având în vedere solicitarea domnului primar, dacă ne permite să schimbăm puțin ordinea pe care s-a parcurs materialul ședinței de astăzi, atunci să decalăm, să trecem proiectul de hotărâre privind modificarea taxelor pe anumituri sau lucrări. Trecem atunci direct la punctul 6. Proiect de hotărâre atunci privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Cu mențiunea domnului Dariano, a fost prezent de la începutul ședinței și a fost de la
Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 de lei. Punem la vot aprobarea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc, proiect votat în unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, deci Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Vă rog să supunem la vot în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. De hotărâre privind validatea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Rog, raport Comisia de Validare. Raport privind examinarea legalității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, desfășurată la data de 14.02.2019. Comisia de Validare, formată din Nimicea Ghion, președinte, Cosi Ion, secretar, Curcaru Ionel, Ghenea, Pavel Iulian și Paloșanu Mirel, membri, a examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31 aliniatul 3 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare legalitatea alegerii în funcția de consilier local a domnului Bătalcu Emilian Laurențiu. Membrii Comisiei de Validare au constatat faptul că locul de consilier al domnului Pascalin Eminia Alexandru a devenit vacant prin încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale ca urmare a demisiei. Prin adresa numărul 154 din 01.02.2019, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău, propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul Bătalcu Emilian Laurențiu, supleant pe lista de candidați ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Consultând lista de candidați ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților de la alegerile din 05 iunie 2016, se constată că domnul Bătalcu Emilian Laurențiu este membru supleant. Având în vedere adresa Organizației Județene Bacău a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, numărul 854 din 01.02.2019, prin care confirmă că domnul Bătalcu Emilian Laurențiu face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al Municipiului Moinești validarea mandatului de consilier local. Semnează președinte, secretar și membri. Acest verbal încheiat astăzi 14.02.2019 în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Astăzi 14.02.2019, ora 12.45, Comisia de Validare a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 aliniatul 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier local în vederea validării mandatului său. La ședință participă membrii Comisiei de Validare, respectiv Nimicea Ghion, Cosi Ion, Curcaru Ionel, Ghenea Pavel, Iulian și Paloșanu Mirel. Participă ca invitați doamna secretar juristelor Marie Berna. Membrii Comisiei examinează adresa 154 din 01.02.2019, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău, prin care propune pentru validarea pe locul rămas vacant urmarea demisiei domnului Pascalin Inine Alexandru pe domnul Bătalcu Emilian Laurențiu supleat pe lista de candidați ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Având în vedere adresa Partidului Social Democrat Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău, numărul 154 din 01.02.2019 și prevederile articolului 100 aliniatul 33 din legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea
legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificare și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, membrii comisiei propun Consiliului Local al Municipiului Moinești cu 5 voturi pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Bătacu Emilian Laurențu, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, semnează președinte, și membrii comisiei. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Consiliul Local al Municipiului Moinești, pentru Bacău, având în vedere adresa numărul 854 din viața 2019 a Partidului Alianța Liberală și Democraților, Organizația Județeană Bacău, prin care se propune validarea în funcție de consilier local al domnului Bătacu Emilian Laurențiu, declarat supleant la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Moinești, cu numărul 3414/2019, prevederile articolului 100 alineatul 33 din legea numărul 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile articolului 31, alineatul 3, 4 și 5 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești și în temeiul dispozițiilor articolului 36, alineatul 9, articolului 45, alineatul 1, articolului 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești al domnului Bătacu Emilian Laurențiu, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din 5 iunie 2016. Articolul 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul consilier Bătacu Emilian Laurențiu va face parte ca membru din Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău, primarului Municipiului Moinești, domnului consilier Bătacu Emilian Laurențiu și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Domnule președinte, vă rog să spuneți la vot proiectul de hotărâre. Este pentru validarea domnului consilier Bătacu? Împotrivă? Abțineri? Domnul consilier. Invităm pe domnul consilier pentru desunerea domnului. Semnatul Bătacu Emilian Laurențiu, consilier în cadrul Consiliului Local Municipal al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniatul 1, din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Domnul consilier Felicitări, bine ați venit în rândul Consiliului Local Unii și implicit a Comisiei Economice. Ne bazăm pe priceperea și efortul dumneavoastră, nu va fi ușor, nu va fi greu, da? Deci, aveți de luptat. Avem de luptat, și de asta încercăm. Felicitări. Putem vă propun să amânăm puțin sportul, ca să putem face sport trebuie să facem în curățenie și atunci sar la ordinea, cum era suplimentar, la proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii din Consiliului Local numărul 29 din 7.02.2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al municipiului Moinești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Rog, raport Comisia Juridică. Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Avis favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Avis favorabil cu 7 voturi pentru. Să punem în plen. Se vede să-și dea și domnul. Avizul pe comisie, da? Dacă sunteți de acord, de acord. Propun votarea cine este pentru. Împotrivă, abține, nu, mulțumesc, proiect votat în unanimitate de vot. Trecem la ordinea de zi normală și ne apucăm de sport. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării clubului sportiv municipal Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerea domnului președinte Nemircea, ca domnul Paloșanu Mirel să facă parte din comitetul director. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Cine? Și propunerea domnului Ienea Iulian. Și raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu propunerile lansate. Mulțumesc. Propun votarea în plen cu propunerile și nominalizările care au fost prezentate. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin anele în municipiul Moinești în Cipatău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Și raport Comisia de Urbanism. Adică, aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 2 hectare în teren împădurit, situat în punctul Pecioaia de Alt Busoiu, municipiul Moinești, județul Bacău. Doamna Ienea, spune ceva despre acest proiect. Suntem la a doua trecere în fond forestier, prima a fost cea de 4,3 hectare, tot din Busoiu. Așa cum spuneam și în raport, aceasta este a doua suprafață tratată după cea din Amonte. Suntem interesați să facem asta și ne dorim să trecem în fond forestier cât mai multe suprafețe. Vom urma cele 2 hectare pe care le-am plantat în 2013 împreună cu Ocolul Silvic Moinești și cu Ocolul Silvic Oturs. Și pas cu pas, chiar în această primăvară și în toamnă, vom mai planta încă 10 hectare. Să sperăm că tot ce plantăm și îngrijim, asigurăm mentenanță, o să ajungă tot în stadiul masiv și în fond forestier. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil ce vot după? Comisia Economică. Aveți favorabil și 7 voturi. Sara și Comisia Economică. Aveți favorabil și 7. Deci propun validarea proiectului în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Măgăin, județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Și raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Propun votarea în plen. Deci cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1-2019 în municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Propun validarea în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrative teritoriale a municipiului Moinești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2019. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Propun validarea în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență persoanelor victime ale violenței domestice cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Trecem la votarea în plen. Cine este contra promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din cadrul complexului de servicii sociale noi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Propun validarea în plen acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 189/8 al 12-2017 pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate și a vizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Propun validarea în plen acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Fundația Tertu Com Elveția. Raport Comisia de Disciplină. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Propun votarea în plen. Cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. La capitolul diverse sunt trecute câteva rapoarte. Raportul de activitate a Direcției de Asistență Socială pe 2018. Apoi informare privind activitatea desfășurată în anul 2018 a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Compartiment Protecție Civilă. Și informare privind stadiul de înscriere a datelor
Registrul Agricol pe semestru 2018. Rog. Sunt niște pregătări legale. Sunt niște pregătări, niște rapoarte. Dacă sunt întrebări nelămuriri legate de aceste rapoarte, dacă nu... Dacă vis-a-vis de aceste puncte nu aveți nicio întrebare, vreau să readuc în discuție o propunere mai veche de a achiziționa acea clădire care se află într-o stare nu prea bună, clădirea unde a funcționat ACR-ul. Ieri am avut o discuție cu președintele pe țară, la București. Vă propun să avizați, să consemneze în procesul verbal actualizarea acelui raport de evaluare pe care l-am aprobat anul trecut, pentru că în discuția cu dumnealor au fost dispus să străineze această clădire. De ce să nu o luăm la primărie? Pentru, așa cum am spus și atunci, pentru a reuși să mutăm de aici, în curtea primăriei, întreaga activitate a domeniului public și a Direcției de Utilități Publice, pentru a descongestiona partea centrală, pentru a aduce tot ceea ce înseamnă organizarea acestor servicii. După evaluare, vom veni în Consiliul Local. Anul trecut evaluarea a fost de 25.700. Sper să nu fie o sumă prea mare. Să putem merge, să propunem Consiliul de Administrație al ACR, pentru că terenul este al nostru și ar fi mult e un preț acceptabil pentru noi să dobândim această clădire, că ne este necesar. Deci să consemneze procesul verbal, avizul dumneavoastră, dacă sunteți de acord sau dacă cineva este împotrivit. Acolo o parte care v-a luat și persoanele. Da. Aia mică e cumpărată. O să facem, dacă o luăm gard între noi, clădirea mare și terenul este al nostru. Un aviz din partea dumneavoastră, sunteți de acord, da? Cine este pentru, dacă sunt alte păreri? Actualizarea raportului. E un prim pas necesar pentru a vedea care este costul și să mutăm activitatea în spatele clădirii. Să facem șantierul mai la marginea orașului, cum s-ar spune. Mulțumim. La diverse. La diverse, dacă mai sunt întrebări, propuneri, dacă nu... Spune-l, domnul Mirel. Deci, în primul rând, bine ați venit, domnule colegi consilier, vă tacu. Bine ați venit în rândul nostru. Felicitări pentru ceea ce faceți. Sunteți liberal prin excelență, pentru că aveți o firmă privată și sunteți într-o alianță liberală. Liberaliști au o oră parte, văzută cum fost chiar și cei care nu prea ne preferă. Fiți în continuare așa că sunteți un trend bun. 2. Aș fi dorit, domnilor, să mă refer la banii care îi cheltuim pe acele competiții, știu eu, am zis-o în ultimul anul trecut, pe timpul ăsta jumală, cum le-au tăiat salariile la colegii de la primărie, eu zic să le mai diminuăm puțin, dacă se poate, și din taxa care le-o oferim lor. Eu în fiecare dimineață stau ca și gânditorul de pe prima pagină de istorie. Anul trecut, dacă aveam 5 sau 6 salariați, acum am doar 2. Așa nu am plătit nicio taxă la primărie, tocmai că nu am de unde. Stăm foarte rău fiecare, știm, cu bugetul și știe foarte bine doamna de acolo. Dacă nu se poate, o să găsim alte, știu eu, formule. Noi le oferim deja suport prin organizarea celor de la Poliția Locală, Poliția Rutieră, așa, infrastructură, trasee și așa mai departe. Eu le-aș mai dea din bani personal, dumneavoastră să faceți cum doriți. Și 3, un punct mai vesel așa, eu aș fi preferat o doamnă mai tânără, inima așa îmi spune, în loc de Codina Chibriac, care este doamna celor banchete trecut de 65 de ani, eu aș fi spus o doamnă la 40 de ani, de ce și un domn pentru doamne, 2-1 spunem noi să ne bucurăm fiecare. Deci dacă ați făcut contractul, poate vine cu o nepoțică alează de sub pune și mă mulțumesc și eu. Dar cine v-a spus că a diminuat salariul la primă? Păi am înțeles că e doamna Corina. Și diminuat niciun salariu. Eu am auzit ceva de doamna Corina. Nu, a spus-o și la referendum. O spun și acum.
că sunt salarii mai mici în primăria Moineș decât în alte primării din județul Bacău și din comune. N-am diminuat niciun salariu, ci din contră. Eu mă uitam la televizor și de la București, pe posturile centrale, spun că vor tăia din salariile primăriei. Au tăiat. Aici m-am referit. Noi o să le facem în ciudă și le vom mări. Da. Și așa la mine. Aia e o chestie. Liberalilor. Poate încerca să-l pompeze pentru viitoare.